Căsătoriile și divorțurile încheiate în afara țării trebuie înscrise pe marginea actului de naștere al cetățeanului român. Cererea trebuie să includă certificatul sau extrasul de căsătorie și sentința de divorț, ambele în original fotocopie și traducere legalizată. Documentele se depun la primăria unității administrativ teritoriale unde se păstrează actul de naștere și se trimit spre aprobare la Direcția Generală de Evidență a Persoanelor. Pentru înscrierea divorțului, hotărârea străină trebuie recunoscută de un tribunal din România. Dacă sentința de divorț nu precizează numele de după divorț, se solicită declarații autentificate pe propria răspundere. Mai multe informații despre acest subiect pe site-ul nostru